Domnul Afiliu umblă la apă care are ordinul prefectului și închide apa. De ce se închide apa? Pentru că așa dă ordin. Cine sunteți dumneavoastră? Afiliu. Și de ce se închideți? Ăsta este vilarul Anifului. Este vilarul Anifului. De ce să-l închideți? Pentru că am cumpărat apă și nu mi-a dat-o. N-am umblat. Eu am umblat angajatul Anifului. Nu am umblat eu aici, am umblat angajatul. Nu închid, lăsați apa să curgă și la noi. Domnul Afiliu, la mine n-a ajuns un gran de apă de o lună de zile. De o lună de zile n-a ajuns un gran de apă la mine. Nu opresc nimic, nu umbla acolo. Dacă stăm și de face cir, păi ce cir să fac? Deci dumneata vrei să-i rii, să trăiești și restul să moară, nu? Asta faci dumneata, domnul Afiliu. Ai zis că ai ordinul prefectului să umble aici? Umbla acolo, umbla acolo. Să văd care prefect ți-a dat ordinul. Domnul Afiliu închide stăvilarele Anifului, închide care ordinul prefectului și face ce vrea el aici. Ce vorbești, domnule? Cum să plec de aici? Cum să plec de aici, domnule? Cine ești dumneata să plec de aici? Ăsta este canalul pentru irigat. Nu okay. E pentru pește, rog eu frumos. Noi am cumpărat apă, domnul Afiliu, și n-a ajuns apă la mine. Păi foarte bine. Numai puțin, de ce, repet, hai să mergem să vezi cât se irigă în... Domnul Afiliu, nu asta e problema, eu am cumpărat apă și n-a ajuns apă la mine. Nu mă împingeți. Păi cum mă împingeți? Păi cum se poate? Dumneata vii și dirigezi apa? Anifu trebuie să pună mâna acolo. Nu am dirijat niciodată n-am umblat aici.